cazul cu 1171 de infectați, decese 1111 și incidența la nivel de județ, tot la data de 25 iulie, a fost de 2,04. În acest moment, având în vedere că deja suntem pe valul 6 cu noua turbină Omicron, activează următoarele spitale COVID, de Spitalul Județean de Urgențe, care este de nivel 1 pentru toate tipurile de cazuri, secția de pe Alba Iulia este secție COVID, în momentul de față, Spitalul Orășenesc Dr. George Trifon Năsăud, de nivelul 3, este pentru cazuri ușoare și medii de boală, Spitalul Orășenesc Beclean, la fel, de nivelul 3, pentru cazuri ușoare și medii de boală, iar în centru de dializă de Averno se face tură suplimentară pentru pacienții care necesită dializă. Menționăm că în județul nostru niciun spital nu a fost închis în totalitate din punct de vedere a COVID-ului. Toate compartimentele COVID din spitale sunt avizate de Direcția de Sănătate Publică și au fost modificate în funcție de adresabilitate, de caz, de număr de cazuri, de ori, de câte ori a fost nevoie. În conformitate cu planul de reziliență formite de spitale și în funcție de situația epidemiologică de la nivelul județului, numărul de patru este crescut treptat la solicitarea managerilor de spital cu avizul Direcției de Sănătate Publică. În acest moment, cazurile confirmate cu COVID-19, care necesită spitalizare, sunt gestionate doar la Spitalul Județean Bistrița Structura, cuprinzând 6 paturi ATI, 35 de paturi în cadrul secției boli infecțioase, 30 pentru pacienții confirmați și 5 pentru pacienții suspecți, 8 paturi în cadrul secției psihiatrie și 7 locuri pentru pacienți confirmați sau suspecți în UBU. Astfel, numărul maxim de paturi care se poate ajunge la nivelul județului în caz de necesitate este de 211. 111 din care 13 la ATI la Spitalul Județean de Urgență, 80 de paturi cu spitalizare continuă la Spitalul din Năsăud și 20 de paturi cu spitalizare continuă la Spitalul Orășenesc Beclean.